Asta e interfața de definit un proiect nou. Datele pe care le punem aici o să se găsească în antetul lui viabil de calcul, în cartușul planșelor pe care le generează automat SCIA, să zic, la nivel PT. Se poate reveni oricând la aceste date. O să scriem, o să punem training SCIA, fază, proiectare cadre. Așa. La descriere, nu știu, o să zic curs Nincu. În mod normal, o să completați cu numele proiectului, faza DTAC, DE, PT, SF și așa mai departe, descrierea, faceți ce descriere aveți. Aici vă puteți semna acolo autor. Și asta va se apare în cartuș și în acel antet. Data, orice scrieți în zona asta se poate reveni asupra ei, însă sunt niște atribute. Și atributele acestea se pot insera în liste, în rapoarte și așa mai departe. Foarte important este în zona aceasta de structură, fiindcă de aici stabilim ce calculăm. Deci programul SCIA se poate folosi pentru structuri foarte simple sau structuri foarte complicate. Deci puteți calcula și două grinzi, o grindă cu zăbrele sau un cadru 2D, dar puteți calcula și structuri reticulare, membrane, pereți și așa mai departe. Deci programul fiind gândit să lucreze și 2D și 3D, are mai multe modele care limitează gradele de libertate. Deci dacă vrem să calculăm, și de fapt în multe situații e nevoie să facem anumite predimensionări, de exemplu la o hală sau chiar și la ceva de lemn, putem predimensiona o fermă, sau chiar dimensiona o fermă în plan, am dus toate forțele și apoi așez ferma pe stâlp și o fac legături, deci văd cum se comportă spațial, față de varianta să plec de la total lucruri necunoscute și să încerc spațial să o fac să fie bine. Și de asemenea, programul permite submodelele să fie comasate într-un model general, cu tot cu încărcări, combinații și caracteristici. Acum, plecând de la cel mai simplu spre cel mai complex, grindă cu zăbrele XZ, vă permite să faceți grinzi cu zăbrele plane. Asta ce înseamnă că barele sunt automat articulate la noduri. Deci nu trebuie să puneți articulații, doar desenați ferma și ea lucrează la forța axială, deci sunt articulate capetele barelor. Cadrul XZ vă permite să calculați cadre plane. Cadre plane înseamnă că barele implicit sunt încastrate și se pot pune articulații, dar se pun manual. Deci acele articulații mecanice. Grindă cu zăbrele XYZ duce povestea grinzilor cu zăbrele în spațiu XYZ. Deci pentru grinzi spațiale, arce, se folosește acest model. Barele sunt implicit articulate, nu trebuie să le puneți manual. La cadre XYZ vă permite să faceți structuri spațiale, însă nu sunt acele cadre la care ne-am gândit și la care ne referim în curs. Sunt structuri alcătuite numai din elemente finite tip bar. Deci doar grinzi, stâlpi, contravântuiri se pot desena, nu putem desena plăci și pereți cu acest model. Rastru vă permite să trasăm axe de construcții, placă să calculăm în plan o anumită placă. Deci deja facem tema la teoria elasticității, că în altă situație nu prea lucrăm doar cu o placă, sau dacă vreți să studiați un planșeu și dați o reze mare, nu vreți să modelați toată clădirea. Similar este pentru un perete. Însă vom lucra în general cu general XYZ. Deci general XYZ este cel mai complex, permite ambele tipuri de elemente finite, zic, și de tip bară și de tip suprafață, pereți, grinzi, și are 6 grade de libertate. Toate clădirile sunt spațiale și merită să le lucrăm spațial, mai ales că și este un program certificat IFC, deci poate lucra cu mare ușurință să iau un model din alt plan sau din alte programe certificate BIM, să alinieze axele și să le calculeze. Deci noi acum o să folosim doar SCIA, pornind de la zero cu geometria, însă spre final, pe ultimul curs, vă arăt cum luăm de la Cristina o structură în alt plan și o punem în SCIA, fără să trească sau mai desenăm. Ok, bun. Pentru vineri. Da, pentru vineri. Ok. Deci vom alege general XYZ și aici iar să mai împartă în tipuri de modele. În domeniul civilelor lucrurile sunt mai simple decât în domeniul podurilor. Și în proiectarea uzuală, noi proiectăm o clădire deja construită. Adică noi o gândim construită cu toate încărcările, că vine zăpada, vin oameni, vin finisaje.
Asta este o analiză pentru structurile uzuale. Există și altfel de analize mai avansate, cum ar fi de tip absență, cum e figurat aici, poate fi cadrul unui turn zăbrelit, când acționează multe pe direcție, cealaltă bară se iasă de lucru, să flambeze și să lucreze dublu cea întinsă. Sau poate fi o analiză de redundanță la o clădire. Se spune că cineva binevoitor vine la micu și detonează un stâlp, ar trebui să nu cadă toată facultatea. Și atunci se face o analiză tip absență, adică am moderat toată clădirea în toate cazurile, dar fac și câteva ipoteze în care ce se întâmplă dacă pică un stâlp. Ar trebui să nu pice toată clădirea. Deci astfel de verificări se pot face pe modele în care se cere lucrul acesta. Sau, în cazul podurilor, pot dispărea anumite lucruri. Dacă ați văzut că se construiește un pod, sunt diferite scheme statice. Adică, un pod hobanat, de exemplu, poate să plece cu elementele în consolă până când se unesc. După ce s-au unit, ele au altă schemă statică. Sau, până plec cu podul de pe o stâncă, am diferite razme în stâncă care îmi țin grinda până când s-a unit cu grinda de pe partea cealaltă. Dacă se unesc, dacă nu rezultă de un pod. Deci, pentru astfel de analize, avem nevoie să facem un model global, când e gata obiectul, dar și până am ajuns la el, trebuie să văd ce se întâmplă. Și tot o astfel de, și acum mai intrăm și în zona etape de construcție, poate fi la structurile bar. Deci, cele la beton cu armătură rigidă sunt verificări pe structura metalică cheală, fără beton, și verificări pe structura compozită, în care s-a turnat betonul și atunci acționează inițial betonul proaspăt doar cu o încărcare. După ce s-a întărit și vin și utilele, lucrează compozit. Etapele construcției sunt vitale, la fel în domeniul podurilor, unde am diferite tipuri de încărcări până la atingerea pragului final. Și este mult mai simplu să faci un proiect complet și să stabilim etape cu încărcări, în ideea în care apar modificări și mereu apar modificări și optimizări. Se mai dorește să se reducă niște elemente. Dacă am 10 modele, la toate 10 trebuie să le schimb acea modificare. Și atunci pierd foarte mult timp și de asta aș lucra pe un etap, pe etape de construcții. În caz de față, o să alegem structuri, cam asta impune codul de proiectare pentru structurile uzuale. În partea dreaptă avem normativele de proiectare. Deci trebuie din prima să spunem cu ce normative lucrăm, pentru că în funcție de aceasta se calibrează coeficienții și practic programul o să-mi pună automat coeficienți de încărcare, coeficienți de rezistență, specifice țării respective. De exemplu, dacă alegem Eurocodul, și aici implicit Eurocodul, se pot alege și alte standarde de aici, de la puncte-puncte. Adăugare, mai există un standard acum, British Standard s-ar trebui să devină iar relevant pentru că, na, Brexit și acum vor să sunt șanse dacă se renunță, nu o să mai proiecteze pe Eurocod și atunci există British Standard. Care este avantajul? Avantajul este că dumneavoastră, dacă știți fluxul acesta de proiectare pe care îl prezentăm acum, puteți lucra și pentru alte țări, fără să știți foarte bine ce se întâmplă acolo, fără să știți cu cât se grupează zăpadă, la cât se împarte rezistența la oțel, asta ne introduce programul. Sau pentru Europa, fără să știți ce prevederi sunt în Germania, doar veți alege o anexă națională. Aici este chiar DIN-ul, bineînțeles, prestandarde europene, standard franțuzesc, pentru America International Building Code, cod pentru Brazilia, pentru Elveția, dar în principiu în țările europene se proiectează după Eurocod, deci o să las Eurocod și mai alegem anexa națională. Deci în partea de jos o să alegem România. Și când am ales România, o să intrăm și pe puncte-puncte, doar ca să vă arăt ce înseamnă. Deci, în principiu, la proiect nu trebuie să faceți nimic. Nu, la că vă întreabă ceva cu import. Ok. Deci, să intru pe puncte-puncte și aici este, practic, o gestiune a anexelor naționale. Ce se întâmplă? După Eurocod, în Eurocod există principii pe care le respectă toate țările membre care proiectează după Eurocod. Dar există și parametrii determinați naționale, adică nu o să zică Uniunea Europeană cât să luăm noi zăpada în România sau vântul. De asemenea, sunt mai multe abordări pentru coeficienții de siguranță și unde se pot alege. Alegerile nu le fac proiectanții, ci le-a făcut UTCB-ul, ce a redactat anexa națională. Ce înseamnă parametrii aceștia determinați naționale? Deci la fiecare Eurocod există și anexă națională.
De exemplu, pentru Eurocodul 0, bazele proiectării structurilor, dacă intrăm pe puncte-puncte, pe meniu extins, o să vedem cu ce intervine anexa națională în proiectarea noastră. Deci noi doar ne uităm la ele, nu trebuie să le facem mai nimic. De exemplu, factorii psi de la clădiri sunt factorii de reducere a acțiunii variabile secundare. Deci atunci când avem vânt și zăpadă, a doua acțiune este minorată cu un coeficient care adesea e 0,7, adică 1,5 ori 0,7 ne dă 1,05. Programul are nevoie să știe acești factori psi pentru că va genera automat combinațiile de încărcare. În România sunt destul de simpli, dar dacă vrem să proiectăm ceva și pentru Franța și pentru Germania, și asta e toată ideea Eurocodului, să avem voie să proiectăm oriunde în Europa, pur și simplu le încărcăm anexele lor naționale și vin automat coeficienților. Categoria A sunt locuințe, B sunt birouri, C depozite, asta o să se regăsească când definim acțiunile de încărcare. Dar ce e de știut este că de aici și le ia automat programul, adică să nu pară că face minuni când o să ne genereze combinațiile. Și în aceeași manieră sunt încărcările, sunt factori pentru poduri, sau aici putem stabili clasa de siguranță. Este o diferență între clasa de siguranță și clasa de importanță. Clasa de importanță stabilește este dată de pe 100 exact și influențează acțiunea sismică, cu cât să o amplifice. În timp ce clasa de fiabilitate, acest de siguranță, liability class, este o abordare tip Eurocod pentru importanța unei clădiri, pentru că majoritatea țărilor din Europa nu au seism, adică seismul e cel mai puțin relevant în majoritatea țărilor europene, însă și ei pot avea clădiri mai importante decât altele, spitale și așa mai departe. Dacă, de exemplu, nu știm ce înseamnă o setare, nu ne spune nimic chiar C2 sau orice setare din program, nu știm ce înseamnă asta, observați că în partea de jos apare o trimitere spre cod, care este singurul lucru de care avem nevoie, bine, și de coduri în sine, dar se presupune că avem codurile când proiectăm. Și se poate merge în codul 0, în Eurocodul 0, zice, de fapt, în anexa B, cred că e tabelul B3. Asta e la coada acesta. Și mă duc în tabelul B3. B3 îmi spune coeficient pentru acțiuni. Și aici am vă explicat ce înseamnă RC1, RC2 în partea de sus. Deci, practic, cu știa învățăm foarte ușor și Eurocodul. Deci, dacă ne-am rupt o leacă de proiectare, merge pe fluxul de știa și el ne învață la orice setare o să fie, te trimite în Eurocod direct la orice formulă și poți afla mai multe acolo și poți să iei o decizie. Adică, deja e mai clar cum să alegem clasa de consecință în funcție de clădire. Să zicem clasa rezidențială, clădire rezidențială, CC2, care este cea uzuală. E un pic pe dos față de clase de importanță. CC1 este cel mai redus, în timp ce CC3 e cel mai ridicat. Deci o să lăsăm cele uzuale și îl calibrează niște coeficienți pentru forță și pentru rezistență. Cam asta e tot. Îi dăm OK. Și în aceeași manieră face pentru toate codurile, nu o să trec prin toate, că nu, practic asta e doar o transparență pe care o oferă programul. Ce mai era interesant, de exemplu, eu am codul tot aici, îmi dă coeficienții de siguranță utilizați de către program. De exemplu aici, factori pentru combinații de încărcări. Deci el are aici încărcați din anexa națională, A1, tabelul A1-2, avem acțiuni permanente, le ia cu 1,35 dacă au efect defavorabil. Dacă au efect favorabil, se iau cu 1. Dacă e acțiune variabilă principală, cu 1,5. Dacă e secundară, cu 1,5 înmulțit cu acel psi 0 și rezultă 1,05. Deci tot de aici se pot vizualiza practic de unde și ia programul și v-am zis, cel mai relevant este momentul în care proiectați în altă țară. Deci eu nu am schimbat nimic, am închis ferestrele. Dacă aveți de proiectat în altă țară, în Germania, pur și simplu alegeți anexa respectivă și atâta tot. Programul se ocupe de coeficienți. În funcție de standard, se alege și materialul. Deci dacă am ales aici Eurocod și pun beton, pun oțel, pun lemn, am denumit după
E un vocod. Și am mai, ca să fie un pic mai clar, o să închid materialele acestea și o să aleg standard american. Asta e doar ca să vedeți ce importanță aceasta. Deci deja vedeți că nu mai înțelegem nimic dacă este să proiectăm în America. Și aici vine discuția următoare. În momentul în care proiectăm o structură oriunde pe planetă, trebuie să respectăm același cod de proiectare. Deci, dacă proiectez în America, nu pot să evaluez încărcările după Eurocod. Sau nu pot să iau încărcările de la americani și dimensionarea să fac după Eurocod. De ce lucrul acesta? Pentru că există o calibrare a coeficienților de siguranță. Proiectarea aceasta de structuri civile, niciodată nimic nu este sigur. Adică nu poți să te bazezi nici pe acțiuni, că pot veni cu tremure mai mari, zăpadă mai multă sau să fie aglomerată zăpada. Și nu te poți baza nici pe rezistențe. Dacă iei 100 de epruvete de beton și le încerci, 100 de profile de oțel de aceeași fabrică și le încerci, nu-ți dă același rezultat. Și atunci, fiind această variabilitate, sunt calibrați niște coeficienți de siguranță. Dar, după cum le spune lumea, sunt calibrați pe o probabilitate de cedare. De exemplu, un Eurocod pentru clasa aceasta a doua de proiectare, probabilitatea de cedare a unei structuri este de 1 la 1 milion. Dar nu e imposibil să cadă. La proiectare centrale nucleare sau construcții mai importante, beneficiarii pot cere o astfel de analiză de risc, ce șanse este să se prăbușească acea clădire, că imposibil nu este niciodată. Și atunci se pot lucra cu alți coeficienți sau să se determine niște coeficienți. Adică mai pe românește cât dau la încărcări, cât dau la acțiuni. De exemplu, un Eurocod se dă mult la încărcări, dar se împarte la puțin rezistența. De exemplu, pentru zăpadă ne punem 1,5, dar pentru rezistența oțelului o lăsăm așa. Gamma M0 este 1. La beton împart betonul la 1,5, armătura la 1,15. Deci se împart la niște coeficienți oarecum mai mici rezistențele. În codul american, acțiunile nu sunt așa amplificate și se împart rezistențele la mai mult. Deci de aceea e greșit să evaluez încărcările cu un cod și dimensiunea să fac un alt cod. Și aici o mică paranteză, deci problema este mai aproape de noi decât credem. În România, pe lângă Eurocodul, s-au inventat CL-uri, care teoretic fac același lucru. Adică codul de zăpadă este CL-1.3 pentru zăpadă, CL-1.4 pentru vânt, dar în același timp există Eurocodul 1, partea 3 pentru zăpadă și partea 4 pentru vânt, cu anexe naționale, făcute de aceiași oameni. Unul e publicat în 2012 și altul în 2006. Ceea ce nu e chiar corect. Mai există P100 care nu e ca Eurocode World, e destul de diferit. Dar fiind publicat în monitor oficial, devine obligatoriu. Totodată dăm și spre materiale, și asta a fost despre încărcări povestea. La materiale, noi încă lucrăm cu PC52 și OB37, care nu există în Eurocode. Nu există material atât de slab. Nu zice nimeni, e slab din punct de vedere rezistență, bun din punct de vedere reductilitate, dar nu este în Eurocode. Deci nu poți proiecta după Eurocod cu PC52. Bine, știa, îți vă dau eu un fișier și proiecta și cu PC52. Dar e aceeași idee, că nu mai este calibrarea aceasta. Deci trebuie o proiectare după Eurocod, trebuie să se facă cu materiale conform Eurocod. Deci ele au și norme europene de producție. Deci în același fel nu puteți proiecta în America și să spuneți C20-25, că ei nu o să înțeleagă. Deci nu se găsește la fabrică sau să armeze PC52 când ei iau, uitați, R60, S60. Totodată ei au și sistem imperial și atunci chiar se duce orice distracție. În orice caz, dacă e să intru pe puncte-puncte, pot să văd caracteristicile materialului. Deci când intru pe puncte-puncte, noi o să revenim imediat la Eurocod, nu e neapărat scopul să proiectăm în America. Dar aici găsiți toate caracteristicile. Deci programul are baze date de materiale europene și pe lângă caracteristicile elastice au și caracteristici de rezistență specifice acelui cod. Adică C4000 ar fi aici un 27 rezistența la compresiune pe cub specifică și aplicând coeficienții de rezistență ajung la un FCD de 23. Deci un fel de C25-30 acest beton. În timp ce ăsta e un beton mai bun. Deci se regăsesc proprietățile, la fel și la armătură, se găsesc caracteristicile specifice acelui cod. Bun, revin la Eurocod.
Care vine și cu anexă națională și o să lăsăm doar beton. O să aleg un beton, ca nu știu câte etaje facem la clădire, la cadre, câte doriți. 5. E, la 5 etaje e suficient un. Da, zicem C30-37, punem C25-30 ca să vedem pe urmă. Materiale următoare. Acum astea nu s-a agăreat de nimeni și mai rău la școală nici nu se notează așa, se notează S500, S400, dar în descripție Eurocodul ele așa sunt notate. Deci B-ul e cumva de la bară sau nu știu exact în engleză, că e rebar armătură. După care urmează rezistența caracteristică la curgere, FYK, această valoare. Iar ultima literă îmi dă clasa de ductilitate. Există A, B sau C. A-ul e cea mai slabă, C-ul e cea mai performantă. Deci, de exemplu, dacă urmăresc acest 400, o să văd că elongația maximă este de 250 ori 10 la minus 4. În timp ce dacă mă duc la B, 400B, observ că e tot 400 rezistența la curgere, însă elongația maximă este de 500. Iar C-ul are și mai mult, are 750. Deci, practic, BST-ul știu că se încadrează undeva spre clasa B, deci cumva se poate utiliza BST-ul, deci e un echivalent lui B500B. Azi vă dau și un fișier cu armăturile românești. Deci nu e obligatoriu să lucrăm cu cele după cod. Eu vă recomand să lucrați cu B500, cu BST-ul. Este comparabil la bani cu PCU. Da, B500, da, C. Că dumneavoastră se spăritați, deci impuneți B500C să-l facă. Că, practic, se poate da inclusiv fișa asta. De fapt, se dă în brevierul de calcul și mi-apare. Mie îmi dai o armătură care să aibă rezistența de atât și elongația de atât. Și atunci nu mai sunt dubii cu privind rezistențe. Deci toate astea se vor regăsi în brevierul nostru. Pentru armături românești, am vă de unde se... O să vă dau un fișier, am zis, le încarc eu momentan, dar o să lăsăm cu B500C. Deci va fi un fișier, de fapt, o bază de date de materiale, sub formă de un fișier de B4, în care puteți insera și armăturile românești. Vă dau azi filmele, pun și fișierul acela. Ok. Deci programul poate proiecta mai multe materiale, deci poate face clădiri care să conțină materiale uzuale de Eurocod, de construcție, beton, oțel, lemn, între beton și oțel există și compozitele, zidărie, aluminiu, iar altele vă permite inclusiv să introduceți alte materiale precum plastic, sticlă și așa mai departe. Deci materialele la care le știți proprietățile elastice pot fi introduse. Dimensionarea o să o facă pentru codurile acestea cu nume. Deci pentru asta are Eurocodurile implementate. Bun. Programul totodată este structurat pe module. Noi o să le activăm pe măsură ce le folosim. Doar o să le trec acum în revistă, dinamică și orice modul o să bifăm. Așa, nu le bifați, lăsați-le nebifate, doar vi le povestesc un pic și apoi o să trecem prin ele pe măsură ce le utilizăm. Deci, dinamică mi activează funcționalitatea, deci proiectarea la acțiuni sismice, are P100 implementat cu spectre de răspuns, analiza armonică determină caracteristicile dinamice ale unei clădiri, fără prezența unui seism neapărat. Dinamică generală îmi permite să duc o accelerogramă sau o funcție de variație dinamică. De exemplu, dacă aveți o estacadă și un motor pus peste care are o anumită frecvență, se poate face un calcul dinamic. Amortizare neproporțională tratează amortizorii pentru o clădire, se determină amortizarea întregii clădiri. Pentru beton există și verificări de rezistență la foc sau predarea cu goluri, deci de prefabricate, speciale, au un model de calcul. General sunt post-tensionate acelea. Efort inițial vă permite să induceți niște tensiuni inițiale într-un element sau să faceți pretensionări la elemente. Deci o pretensionare mai simplificată a unui cablu se poate da ca efort inițial și se atribuie o forță existentă în element. Teren ne va permite să ne dimensioneze programul și fundațiile.
Deci poate dimensiona fundații izolate, fundații continui, fundații pe radier și aici poate face fie prin resoarcă tip Winkler, constantă, sau prin mediul elastic business posternac în care face interacțiune teren-structură. Deci poate să calibreze terenul în funcție de încărcări de clădiri. Deci face un calcul iterativ până când clădirea își consumă toate tasările. Deci calculează terenul pe forma de format a clădirii. Neliniaritate se referă la neliniaritățile pe care le face programul. Putem impune deformații și curburi inițiale, care poate fi relevant la structuri zvelte din oțel sau din lemn, la schele. Deci sunt anumite imperfecțiuni care duc la un calcul de ordinul 2. Adică bara nu mai este dreaptă, este curbată, forța axială înmulțit cu curbura îmi dă un moment de ordinul 2 pe care îl ia programul în considerare. La fel de linearitate geometrică, anumite bare pot lucra neliniar. De exemplu, să pun un tirant care să lucreze numai la întindere. Sau să am un element tip zidărie care lucrează numai la compresiune. Și atunci necesită un calcul neliniar, adică să facem combinații neliniare de încărcări și să avem modulul acesta activat, atâta tot. Neliniaritate fizică pentru betonul armat este relevant pentru calculul fluajului, a relaxării oțelului și, în final, deformațiile reale ale betonului armat. Deci, cu acest modul se determină deformație de lungă durată pentru structuri din beton pretensionat sau precomprimat în general. Nelinearitate locală pe element liniar îmi permite să-mi selectez pentru un anumit element, să lucreze doar la întindere, doar la compresiune, să intre în lucru după o anumită deformație sau să fie limitat, să poată înghiți o anumită cantitate de forță, după care să redistribuie altor elemente. Iar partea asta de razme, iar este relevantă în situația în care vrem razmele să lucreze neliniar, în sensul că vrem să lucreze, poate să am un razm simplu, care să lucreze doar la compresiune, nu și la întindere. Cum e cazul terenului. Deci dacă pun niște resoarte pentru a modela terenul, el lucrează la compresiune, dar la întindere nu lucrează, nu trage pământul de clădire. Și atunci se poate folosi un astfel de rază. Avem elemente tip membrană, pentru calculul de corturi, de diferite membrane, deci care lucrează numai la întindere, sunt elemente 2D comprimante, cum e zidăria, să lucreze numai la compresiune, să dezvolte niște biele. Plasticitate pentru calcul plastic, pentru oțel, să vadă articulațiile plastice, cum se formează. Și cam atât în partea de neliniaritate. Stabilitate la fel se adresează structurilor metalice și de lemn. Programul evaluează cât de zveltă e structura ca să stabilească dacă e nevoie de calcul de ordinul 1 sau calcul de ordinul 2. Iar pentru calculul de ordinul 2 poate să ia un calcul din imperfecțiuni sau pe forma deformată să calculeze structura respectivă. Deci își determină un alfa critic prin care își stabilește în ce domeniu să calculeze. Nu e cazul structurilor noastre din beton care sunt foarte masive sau rezistente la seism. Acțiuni climatice poate fi util în momentul în care ne generăm acțiunile de tip zăpadă, de tip vânt, în special la structurile din lemn și cele metalice, există un generator climatic de vânt 3D, generează vântul pe structură, pe toate ipotezele și mă scutește de un efort foarte mare, mai ales că vântul dimensionează structurile ușoare de tip lemn. Pretensionare e un sistem prin care mai aduce niște șabloane și pot să descriu efectiv bancul de întindere, toroanele și practic dimensionez grinzi pretensionate și posttensionate, la fel și planșei. Asta s-ar putea să intereseze pe viitorii angajatori. Ok, model structural este iar un concept bun pentru trimiterea către alt plan. Ce se întâmplă? În orice program de calcul, doar în SCIA, lucrăm cu scheme statice, deci toate barele sunt prinse în noduri. Când le extrudăm, pare că e un volum 3D, dar ele pleacă din nod. În timp ce în programele de detaliere, cum ar fi alt planul, pe bază de priorități, volumele se scad, adică grinda se taie la fața stâlpului, placa vine peste stâlp și peste grindă, cum lucrează. Și asta trebuie să transmit înapoi în alt plan. Deci în alt plan trebuie să dau un model în care am volume suprapuse și un model bun de lucru, deci să nu mai fac alte modificări. Și partea asta de model structural ne mai ajută într-un sens,
Poți să aduci în alt plan o clădire cu tot cu toată arhitectura, cu jardiniere, cu instalații HVAC și să nu le calculeze. Deci poți să adaug obiecte, mai ales să zic dacă aveți de proiectat o tubulatură, o structură, suport pentru o tubulatură industrială. Acolo puteți importa ca model structural. Deci model structural înseamnă că nu calculează, doar îl desenează. Aveți exact traseul tubulaturii, știți exact unde sunt puse echipamentele în 3D și desenați în știa structura care să ocolească țevile, deci să nu existe verificări de coliziuni. Da? Și știi unde să pui încărcările, deci știi un chiller, cam ce greutate are, îl vezi exact în 3D unde este. Iar modelul IFC pe care îl exporți este bun de execuție, adică mai sunt doar de lucrat nodurile, însă el respectă tema inițială. Deci modelul structural practic vă permite să țineți și elemente care nu sunt calculate în SCIA, ideea geometriei și să știți exact unde să amplasați încărcările. Sau aveți la o clădire niște statui puse pe un gradier. Puteți pune exact poziția statuilor, adică reduceți IFC-ul, vedeți unde sunt statuile în 3D și puneți o forță concentrată sub acestea. Sau cu un anumit braț de pârghie. Proprietăți BIM. La fel sunt aceste atribute BIM, asta înseamnă că dacă importi din alt plan, găsești și materialele de alt plan, numărul elementului de alt plan sau orice proprietate, layer-ul și așa mai departe. Iar când o transfer în alt plan, la fel găsesc datele atribuite. Deci BIM-ul ăsta ce înseamnă? Înseamnă lucruri 3D cu atribute. Deci toate elementele au o natură, sunt stâlpi, grinzi, pereți, nu sunt doar volume 3D. Iar asta influențează modul de determinare a cantităților și modul de calcul, în cazul programelor de calcul. Și pe lângă asta pot avea orice alte atribute, de finisaj, de poziție în clădire. Și asta se respectă, deci fluxul acesta de lucru BIM. Parametrii îmi permite să modelez clădirea parametric, deci în loc să pun valori, să zic că stâlpul are 6 metri, stâlpul are valoarea Z, coordonată superioară. Dacă schimb pe Z, se adaptează structura oriunde există acel parametru. La fel și la forțe. Și asta poate să îmi permită să fac mai multe ipoteze și să lucrez o structură în mod parametric și să schimb doar parametrii ca să obțin mai multe forme. Încărcări mobile se referă la convoaie de forțe. Este foarte important în domeniul podurilor, dar și pentru noi în domeniul podurilor rulante. Organizarea automată de semne, programul o să-mi genereze și planșe și asta o să facem și noi la curs, la final. Deci la nivel PT o să-mi genereze planuri în format DVG prin toate axele construcției și în plan. Și inclusiv o să-mi facă schițe de armare și detalii de îmbinare pentru partea metalică. Leia sunt linii electrice aeriene, deci sunt niște cazuri speciale cu chiciuri, cu fluturare de cabluri pentru proiectarea unor astfel de structuri. Și verificarea în aplicație externă poate integra anumite verificări din Excel direct în SCIA, planșee cu goluri sferice, poate dimensionare, niște verificări speciale, modificator proprietăți, o să-mi permite să fac degradări de rigiditate, proiectare pod vine cu combinații pentru poduri, note de calcul este sistemul vechi de note de calcul, acum lucrăm cu raport de inginerie care e mai performant. Și asemenea, există și această verificare anterioară beton, despre care o să discutăm când ne apucăm de lucru. Deci, în zona asta, momentan, nu vom bifa nimic, e doar o poveste ca să vă dați seama cât de profund e SCIA. E ca o scuză pentru cât de simplu o să fie ce o să facem la curs. Structura în cadre e ceva elementar, dar didactic pentru program. Însă vreau să aveți așa o idee cam ce fel de verificări și ce poate rula. O să-i dăm OK. Abia acum, efectiv, se populează cu butoane și e interfața de lucru a programului. Bun. Mai prezentăm interfața și poți să la o mică pauză. Cafea. Inițial apar foarte multe butoane, o să le punem un pic în ordine. Avem, de exemplu, aceste butoane de manipularea geometriei, să zic, mutare, copiere, copiere multiplă. Le putem trage, deci practic au o liniuță aici în față, să ne apăsa pe ea și le scoatem în exterior. Deci dacă erau aici, trag de liniuța asta și o scot aici pe mijloc. Și le putem pune aici pe dreapta, să fie ca la alt plan. Că cumva vor fi mutare, copiere, copiere multiplă. Exact ca la alt plan le putem pune și shortcut-uri. Bun. Și o să mai aranjăm, acum că le-am mutat pe acelea, mai fac un pic loc. Și
Și practic ce e de știut este că o interfață se poate aranja cum dorim noi, deci să ne mutăm butoane, să le ascundem, deci să le putem aranja în ce ordine dorim. Putem să mai ascundem, există acest autoascundere, nu prea recomand că lasă mai mult spațiu, dar după aceea să căutați butoanele și eu nu folosesc când predau că n-aveți timp să vizualizați butoane. În partea dreaptă sunt proprietățile, în stânga este fluxul de lucru sau meniul principal. Dacă din greșeală și se întâmplă adesea la început să vă închideți niște ferestre, deci, de exemplu, o închid pe aceasta, o închid și pe aceasta și nu mai am butoanele, merg în vizualizare, bare de instrumente și le activez fereastra principală și activez și fereastra de proprietăți. Deci astea, în general, cam sunt necesare. Și similar cu AutoCAD-ul avem linie de comandă. Asta cam lipsește în alt plan, în alt plan de linie de dialog. Te întreabă el, aici poți să-i spui tu ce să facă. Programul are deja shortcut-uri sau se pot particulariza shortcut-uri. Dar, în general, linia asta de comandă este cea mai importantă. În zona aceasta albă este zona în care vom lucra. Dacă se dorește o vedere ca în alt plan, se poate merge în fereastră, să pună trei ferestre, de exemplu, să vedem modelul din diferite perspective. O să închid, în general, în scia, o să lucrăm izometric. Pare un pic diferit de etap, să vedeți că, de fapt, e foarte simplu. Deci, ăsta e spațiul de lucru. Inițial apare un rastru din puncte, pe care îl putem controla de la acest buton, numit setare rastru din puncte și trasare. Este un suport, o rețea de puncte care ne poate ajuta sau nu. Dacă nu ne ajută, o putem dezactiva. Poate să facă un rastru ortogonal, deci să avem punctele la o anumită distanță pe X și pe Y, sau un rastru radial, dacă facem, proiectăm un rezervor, să le aranjăm după aceste coordonate. Ok, nu ne interesează acum, noi să desenăm după axe de construcție. Navigarea se face ca în alt plan, ca în AutoCAD, cred că în orice program. Eu zic alt plan că e program 3D, deci cu rotița de la mouse se face zoom in, zoom out. Ca să rotesc modelul, există varianta asta învechită de aici cu sliderul ăsta, să se rotească așa sau așa modelul, însă cel mai simplu, țineți pe control și click dreapta și puteți roti așa cum, să zic, mai intuitiv. Iar panning-ul se face apăsând pe rotița la mouse. Și cam asta e tot ce înseamnă navigare prin model. Imediat o să apară și modelul. Cam atât pentru interfață.